Vreau să încep cu două întrebări. Prima o veți afișată pe ecran și ne este adresată tuturor, indiferent de vârsta noastră. Ce faci cu păcatele și cu pocăința părinților tăi? Și a doua este bonus și este doar pentru părinți. Dacă ești părinte, ce faci cu păcatele copilului tău? Cea mai mare parte a textului din această dimineață, 2 Samuel 18 și 19, se întâmplă într-o singură zi. Și este una din cele mai negre zile din viața lui David, pe care nu cred că a uitat-o vreodată, moartea lui Absalom, pe câmpul de luptă, în pădure. În a doua secțiune, vestea morții lui Absalom ajunge la rege, ajunge la David. Și urmează plânsul, durerea, jalea lui David când află vestea morții lui Absalom. Și după care este descrisă întoarcerea regelui spre Ierusalim, sunt oameni care îl întâmpină din nou și care vorbesc cu el pe acest drum. Această secțiune face parte din blocul mai larg de text care descrie și urmărește consecințele păcatelor lui David. Și aici este un punct în care niciun dintre noi n-am vrea să ajungem, dar care a fost anunțat încă din grădina Edenului. Plata păcatului este moartea, pierderea celor dragi. În acest text îl vedem pe David pierzându-și încă un fiu în urma păcatelor sale. În momentul în care l-a confruntat, după ce a spus pilda, după ce a spus tu ești omul acela, profetul Natan l-a anunțat pe David care sunt consecințele păcatelor lui. Și iată ce spune el în 2 Samuel 12, începând cu versetul 10. Acum, sabia nu se va îndepărta din familia ta niciodată, pentru că m-ai disprețuit și ai luat-o pe soția hititului Urie să-ți fie ție soție. Așa vorbește Domnul. Iată, voi ridica nenorocirea asupra ta din propria ta familie. Îți voi lua soțiile înaintea ochilor tăi și le voi da altuia, iar el se va culca cu ele la lumina zilei. Tu ai lucrat în secret, însă eu voi împlini acest cuvânt la lumina zilei înaintea întregului Israel. Și lucrul sfâșietor este modul în care se împlinesc aceste cuvinte. Și aș vrea să citesc doar prima parte din textul nostru, primele 18 versete din capitolul 18. David a mobilizat poporul care era cu el și a numit căpetenii peste mii și căpetenii peste sute. Apoi David a trimis poporul la luptă, o treime sub comanda lui Ioab, o treime sub comanda lui Abishai, fiul țăruiei și fratele lui Ioab, și o treime sub comanda ghititului Itai. Regele a spus poporului, trebuie să ieși eu cu voi. Dar poporul a răspuns, să nu ieși, căci dacă va trebui să fugim, dușmanilor nu le va păsa de noi. Și dacă jumătate dintre noi ar muri, nu le va păsa de noi. Tu însă faci cât 10.000 dintre noi. Prin urmare, este mai bine să ne sprijini din cetate. Regele le-a zis, voi face ceea ce este bine în ochii voștri. Regele a stat lângă poartă, în timp ce tot poporul ieșea cu sutele și miile. Regele le-a poruncit lui Ioab, lui Abishai și lui Itai, zicând, de dragul meu, purtați-vă cu blândețe cu tânărul Absalom. Și tot poporul a auzit porunca pe care a dat-o regele tuturor conducătorilor cu privire la Absalom. Poporul a ieșit în câmp ca să lupte împotriva lui Israel, iar lupta s-a dat în pădurea lui Efraim. Poporul lui Israel a fost învins acolo de slujitorii lui David. În ziua aceea a avut loc acolo un mare măcel. 20.000 de oameni au fost uciși. Lupta s-a întins pe suprafața întregii țări și în ziua aceea pădurea a devorat mai mulți oameni decât a devorat sabia. S-a întâmplat că Absalom
să fie întâlnit de slujitorii lui David. Absalom era călar pe un catâr. Catârul a intrat pe sub ramurile încălcite ale unui terebint mare și capul lui Absalom a rămas înțepenit în terebint, astfel că el stătea atârnat între cer și pământ, în timp ce catârul său a plecat mai departe. Cineva a văzut acest lucru și a spus lui Ioab: iată, l-am văzut pe Absalom atârnând de un terebint. Atunci Ioab i-a zis bărbatului care îl înștiințase: cum? L-ai văzut? Atunci de ce nu l-ai ucis acolo pe loc? Ți-aș fi dat 10 șecheli de argint și o curea. Bărbatul i-a zis lui Ioab: chiar dacă aș cântări în mâna mea 1000 de șecheli de argint, n-aș ridica mâna împotriva fiului regelui, căci în auzul nostru v-a poruncit regele, atât ție, că și lui Abishai și lui Itai, zicând: aveți grijă să-l protejați pe tânărul Absalom. Dacă l-aș fi ucis mișelește, acest lucru n-ar fi rămas necunoscut de către rege, iar tu nu mi-ai fi luat apărarea. Ioab a zis: n-am timp de pierdut cu tine. Apoi a luat 3 sulițe și le-a înfipt în inima lui Absalom, în timp ce era încă viu, prins între ramurile terebintului. 10 tineri care duceau armele lui Ioab l-au înconjurat după aceea pe Absalom, l-au lovit și l-au omorât. Ioab a suflat apoi din trâmbiță și poporul s-a întors de la urmărirea lui Israel, căci Ioab a chemat poporul să se retragă. L-au luat pe Absalom, l-au aruncat în pădure, într-o groapă mare, au ridicat peste el un morman foarte mare de pietre și tot Israelul a fugit, fiecare la casa lui. Pe când trăia, Absalom își ridicase un monument în Valea Regelui, pentru că zicea: n-am niciun fiu care să-mi poarte mai departe amintirea numelui. A pus monumentului propriul său nume și până în ziua de azi se numește Monumentul lui Absalom. În ceea ce urmează se aleg mesagerii care să ducă vestea regelui, vestea morții lui Absalom. Și aș vrea să citesc doar ultimele versete din capitolul 18, începând cu versetul 31. Data sosit și cușitul care a zis: am vești bune pentru stăpânul meu regele. Domnul te-a eliberat astăzi din mâna tuturor celor ce se ridicaseră împotriva ta. Și regele i-a zis cușitului: tânărul Absalom, este bine? Cușitul i-a răspuns: ca acest tânăr să fie toți dușmanii stăpânului meu, regele, și toți cei ce se ridică împotriva ta, ca să-ți facă vreun rău. Atunci regele, cutremurându-se, a urcat în camera de sus, pe deasupra porții, de deasupra porții și a plâns. În timp ce mergea, el spunea: o, fiul meu, Absalom, o, fiul meu, fiul meu, Absalom, de ce n-am murit eu în locul tău? O, Absalom, fiul meu, fiul meu. Consecințele păcatelor lui David sunt sfâșietoare, pentru că sunt puse în scenă de copiii lui. Amnon, întâiul născut, este cel care continuă păcatele sexuale ale lui David, violând-o pe sora lui Tamar. Absalom este cel care continuă păcatele tatălui său, David, ucigându-l pe Amnon. Și păcatul se propagă în familie. Au văzut duminica trecută? Familia e dezbinată, regatul e dezbinat. Mai Dumnezeu știe în câte părți era ruptă familia lui David. Și asta ne arată că niciodată păcatul nu se mulțumește cu un singur om, indiferent cine ar fi acel om. Poate să fie regele. Păcatul nu se mulțumește cu un singur om și caută să apuce cât mai mulți sclavi. Ne vânează pe fiecare dintre noi. Nici unul dintre noi nu suntem imuni în această luptă. Păcatul nu distruge doar oamenii, ci distruge relațiile. Distruge relațiile. Și în acest text vedem suferință, vedem înstrăinare și în cele din urmă vedem moarte. Și nici aici nu se opresc lucrurile. Capitolul următor vedem cum păcatul va alimenta orgoliul
altor oameni. Se vor răzvrăti împotriva lui David. Vor ridica țara sau vor încerca să ridice armata împotriva lui. Pentru că păcatul hrănește orgoliu. Alimentează răzvrătirea, trădarea și violența. Absalom e al treilea fiu al lui David, care moare în urma păcatului lui cu Bașeva. Al treilea care moare. Dacă însumăm perioadele de timp care ne sunt prezentate de narator, vedem mai bine de 11 ani în care el urmărește unde au dus păcatele lui David. Mai întâi sunt 2 ani după violul lui Amnon. 2 ani și Absalom îl ucide. 3 ani Absalom fuge la bunicul lui și stă acolo. Este adus de Ioab la Ierusalim sau la insistențele lui Ioab, dar 2 ani nu vede fața regelui, ca străini în aceeași cetate, deși erau tată-fiu. Mai trec încă 4 ani și în fața cetății, nu în privat, ci cu o mulțime de oameni, David este denigrat de fiul lui Absalom. Și putem analiza acest text din două perspective, pentru că în permanență vedem două personaje care apar în aceste perioade de timp. Este Absalom și este David. Și din perspectiva lor putem învăța și noi. Dacă ne punem în locul lui Absalom, avem prima întrebare. Absalom, ce faci cu păcatele și cu pocăința tatălui tău? Ce faci cu ele? Și dacă ne punem în locul regelui, David, ce faci cu păcatul fiului tău? Ce faci când ai un copil răzvrătit? Mai întâi, întrebarea pe care o adresăm în dreptul lui Absalom. Ce faci cu păcatele și pocăința părinților tăi? Și Absalom e un caz fericit, la fel cum suntem și unii dintre noi. Am avut privilegiul să creștem într-o familie de credincioși. Toți am simțit, cunoaștem păcatele părinților noștri. Dar nu toți am avut privilegiul să creștem într-o familie de credincioși. Să avem și a doua parte. Să asistăm și la pocăința părinților noștri. Absalom a fost un caz fericit. L-a văzut pe David mărturisindu-și păcatul, dar Absalom a avut un vis măreț, să fie el, să ajungă el, rege peste poporul lui Dumnezeu. Și dorința lui nu era cine să ducă mai departe dinastia. Trebuia să fie unul dintre fiii lui David. Dar dorința de implicare nu-i suficientă. Trebuie să fie dorință, dar nu-i suficientă. Trebuie să fie curată. Să rămână curată pe parcursul implicării, de la început și până la sfârșit. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi construită, întemeiată, pe o motivație murdară. Și Absalom așa a pornit la drum, cu motivație murdară. Absalom nu i-a spus nimic lui Amnon, nici rău, nici bine, dar Absalom îl ura pe Amnon, îl ura. Pentru că o dezonorase pe sora sa Tamar și a ascuns ura în inima lui atât de bine încât nici tatălui nu a văzut-o. Nu putem contribui la înaintarea împărăției lui Dumnezeu dacă noi folosim armele diavolului și cu ele luptăm, dar spunem că suntem în slujba Domnului și că facem slujba lui. Inima lui Absalom a fost invadată de ură, apoi tot felul de planuri făcute în ascuns, apoi violență și în cele din urmă, crimă. Și Ionadab, cel viclean, cel care îi cunoștea inima, trasează traiectoria lui Absalom. Să nu se gândească, stăpânul meu, îi spune el lui David, că toți tinerii fiii regelui au fost omorâți. Numai Absalom a murit. A murit. Amnon a murit. Absalom l-a ucis. Acest lucru a fost plănuit de către Absalom, încă din ziua în care Amnon a dezonorat-o pe sora acestuia, pe Tamar. Nici măcar relațiile de familie nu pot să rămână în picioare, păstrate în mod real, dacă nu este cerere de iertare, dacă nu este pocăință autentică, ci totul e numai așa superficial. Cuvinte ca să meargă lucrurile mai departe. Măști.
Ioab s-a ridicat, a plecat la Gheșur și el a adus pe Absalom la Ierusalim. Dar regele a zis să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. O împăcare falsă, superficială. Absalom s-a întors astfel acasă și n-a văzut fața regelui. 2 ani au locuit în aceeași cetate. Tată, fiu, dar erau străini. Nu s-au întâlnit. Autoritatea în poporul lui Dumnezeu nu se câștigă plătind suporteri, ventilând idei care să atragă cât mai mulți oameni, făcând promisiuni electorale, denigrându-i pe aleșii Domnului, pe slujitorii lui, așa cum făcea Absalom. Un om care nu trăiește după dreptate, în privat și în public, nu poate fi instrumentul dreptății lui Dumnezeu. Și asta a încercat să fie Absalom. Dar era condus nu de dreptate, de ambiții egoiste, de mândrie și îi denigra pe cei din jurul lui, pe tatălui și pe toți conducătorii de la curtea regală. Absalom se sculea dimineața. Și de ce? Care era dorința lui? Ce îl motiva pe el? Stătea pe marginea drumului care ducea spre poarta cetății și oricine venea la rege cu vreo neînțelegere pe care acesta s-o judece, Absalom îl chema la el și îl întreba: din ce cetate ești? Iar acesta răspundea: slujitorul tău este dintr-una din semințiile lui Israel. Și atunci Absalom îi zicea: vezi? Cererea ta este bună și dreaptă, însă nimeni din partea regelui nu te va asculta. Și apoi Absalom își promova ideile. Oh, dacă cineva m-ar pune judecător în țară, atunci oricine ar avea vreo neînțelegere, oricine, sau vreun motiv de judecată, ar veni la mine și eu i-aș face dreptate. Asta era în mintea și pe gura lui Absalom. Dar cine visează la o țară în care dreptatea este făcută de Absalom? Cum a făcut-o el în familie? Cu fratele lui, că i-a plănuit moartea și l-a ucis când a avut ocazia. Cine visează la o astfel de țară? O inimă care e înstrăinată de Dumnezeu, care e cucerită, pângărită de ură, de viclenie, de crimă, nu poate fi pusă în slujba lui Dumnezeu înainte de a fi curățită, ci este sufocată de păcat fără pocăință. Chiar dacă susține că îl slujește pe Dumnezeu, chiar dacă împlinește toate ritualurile religioase care trebuie împlinite. Și uitați-vă la Absalom. În timp ce aducea jertfele, a făcut-o și pe asta. Absalom a trimis în cetatea Ghilo după ghilonitul Ahitofel, sfetnicul lui David. Și conspirația lua amploare. Și tot mai mult popor trecea de partea lui Absalom. Tot mai mulți. Indiferent dacă ritualurile religioase merg mai departe sau nu, indiferent câți susținători are o astfel de idee, nu este Dumnezeu în ea. O, abilitățile sunt necesare și Absalom știa să vorbească cu oamenii. Știa să-și adune oamenii în jurul lui și aduna mulți, suficient susținători. Caracterul trebuie să primeze, să fie deasupra abilităților. Știați-vă la 2 oameni din carte, Saul și Absalom. Amândoi arătau foarte bine. Amândoi au primit daruri incredibile din partea lui Dumnezeu. Amândoi știau să strângă oameni în jurul lor. Au primit resurse din partea lui Dumnezeu, dar mândria, păcatul le-a cucerit inima și au refuzat să se pocăiască. Și au fost un dezastru pentru ei, pentru casele lor, pentru toți cei din jurul lor. Și Absalom a pornit pe același drum, frumos, cu abilități, și-a construit un monument pentru sine, a continuat cu slujbele religioase, l-a denigrat, l-a vânat pe alesul Domnului, a încercat să-și construiască propria împărăție și a refuzat să se pocăiască. Absalom, da, era fiul lui David, dar a gândit și s-a comportat ca și cum el ar fi fost fiul lui Saul. A mers pe același drum, a avut aceleași fapte, aceleași gânduri, același caracter. Gândiți-vă la standardul lui Dumnezeu pentru episcop și apoi pentru diaconi din Noul Testament. 1 Timotei 3. Pentru Dumnezeu, caracterul este în primul rând
Pe primul loc. Și rămâne pe primul loc, de la început și până la sfârșitul vieții. De ce? Pentru că Dumnezeu nu-i interesat de școli pentru profesioniști, în care noi să excelăm în desăvârșirea abilităților pe care El ni le-a dat. Cel este interesat de caracterul nostru, ca să fim asemenea Fiului Său. Să fim și să facem ucenici, asemenea lui Iisus. Iată ce spune Apostolul Pavel în dreptul episcopilor. Demnă de încredere este învățătura aceasta. Dacă tânjește cineva, Absalom și-a dorit din toată inima, dacă tânjește cineva să fie episcop, dorește o lucrare bună. Episcopul însă trebuie să fie fără reproș, soț al unei singure femei, să aibă stăpânire de sine, să fie cumpătat, respectabil, ospitalier, în stare să învețe pe alții, să nu fie bețiv, nici bătăuș, ci blând, nu certăreț, nici iubitor de bani, să-și conducă bine propria casă și să-și țină copiii în supunere, cu toată demnitatea. Căci dacă cineva nu știe să-și conducă propria casă, cum se va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie convertit de curând, ca nu cumva să se mândrească și să cadă în condamnarea diavolului. Trebuie să aibă și o mărturie bună din partea celor de afară, ca să nu cadă în dispreț și în capcana diavolului. Cum ar fi arătat poporul lui Dumnezeu în generația lui Absalom dacă el ar fi rămas rege? Dacă toți copiii și-ar fi tratat frații și părinții așa cum i-a tratat Absalom pe a lui? Cum ar fi arătat căsătorile în poporul lui Dumnezeu dacă toți bărbații ar fi învățat de la Absalom cum să se comporte cu femeile? Pentru că tot Israelul a văzut ce făcea pe acoperișul casei cu țiitoarele tatălui său. Cine ar fi fost încurajat să asculte cuvântul lui Dumnezeu dacă l-ar fi văzut pe Absalom rege, înconjurat de oameni care îl învață să încalce poruncile lui Dumnezeu și nu orice porunci, poruncile pentru care legea decreta pedeapsă cu moartea? Iată ce spune cartea Levitic. Dacă un om se va culca cu soția tatălui său, descoperind astfel goliciunea tatălui său, amândoi să fie pedepsiți cu moartea, sângele lor să fie asupra lor. Cum a fost în cazul lui Absalom? Au întins așadar un cort pentru Absalom, pe acoperiș, iar acesta a intrat la țiitoarele tatălui său, 10 femei, sub privirea întregului Israel. Răzvrătirea lui Absalom n-a fost o joacă, o criză de nervi acasă, într-o cameră, o bătaie între băieți în curtea școlii, ce a fost un dezastru care a dus la uciderea 20.000 de bărbați din Israel care l-au urmat, l-au crezut pe Absalom, că el merită să fie rege, conducător în poporul lui Dumnezeu. Lecțiile din poporul lui Dumnezeu, din Israel și lecțiile din istoria bisericii ne arată că Dumnezeu nu ne vorbește la întâmplare. Atunci când Dumnezeu ne spune cum ar trebui să fie, El ne spune spre binele nostru, nu spre distrugerea noastră. 1 Timotei 3. Nu e un text așa, să-l citim în grabă când avem alegeri în biserică. Și pe să-l uităm, să-l ignorăm până la următoarele alegeri. Nimeni să nu mai țină cont de el. Ce ar trebui să fie rugăciunea, dorința, biserica, fiecărui slujitor, să fiu omul acela. În direcția asta să cresc, asta să fie ținta pentru biserică și pentru fiecare slujitor. Iată un gând al unui slujitor al lui Dumnezeu. Și o spune în felul următor. Prima oră din zi este cârma pentru restul zilei. Ce facem în prima oră din zi ne conduce, ne direcționează întreaga zi. Ce facem în prima oră? Unde ți-e largă mintea, ochii, inima, urechile? Cui dai dreptul să-ți conducă ziua? Ce consideri frumos, de dorit pentru viața ta? Evanghelia lui Dumnezeu sau Evanghelia lumii? Ambițiile personale. Ce consideri de dorit pentru tine și pentru familia ta? Tânărul Absalom a considerat că e suficient să fie frumos ca să fie rege. Să știe să vorbească cu oamenii, să adune în jurul lui, să organizeze, să le dea roluri, responsabilități.
dar a neglijat lucrul care era cel mai important pentru Dumnezeu. Și acolo a căzut și David. Să-și păzească inima. Să-și păzească inima. Absalom a falimentat în păzirea, în conducerea propriei inimi. Dar și-a dorit să conducă pe alții, în timp ce nu și-a păzit inima lui. Și iată ce s-a adunat în inima lui. Ură mai întâi. Și-a adăugat viclenie, crimă, ambiții egoiste, mândrie. A fost religios, a făcut tot ce face un om religios. Acum e sincer, și în acel moment, pedeapsa lui Dumnezeu a fost irevocabilă. A fost irevocabilă. Absalom și toți bătrânii lui Israel au zis, sfatul Arhitului Hușai este mai bun decât celui al lui Ahitofel. Însă Domnul poruncise să fie respins sfatul cel bun, din punct de vedere militar, strategic, al lui Ahitofel, ca să aducă nenorocirea asupra lui Absalom. Așadar, asta e întrebarea pentru toți. Ce faci cu păcatele și cu pocăința părinților tăi? Ce faci cu ele? Ce faci cu ele? Iată ce a făcut Absalom. A înmulțit păcatele tatălui său. Mult mai mult a mers în păcat decât David. Dar când e vorba de pocăință, n-a făcut niciun pas pe urma lui David. A refuzat să se pocăiască și s-a dus mai departe, mai departe și mai departe în păcat. Ăsta e Absalom. Dar toți suntem Absalom. Noi suntem Absalom. Atunci când ne răzvrătim împotriva lui Iisus Hristos, regele trimis de Dumnezeu. Și vrem să fim noi regele. Noi să facem regulile. Noi spunem cum trebuie să se facă în țară. Noi spunem cum trebuie să se facă acasă. Noi spunem cum trebuie să se facă în biserică. Noi suntem Absalom când încercăm să fim regele. Și refuzăm să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Atunci noi îl disprețuim pe Dumnezeu, fie că e în privat, fie că e în public. Noi suntem Absalom și merităm pedeapsa lui Absalom. Merităm pedeapsa lui Absalom. În al doilea rând, dacă ești părinte, ce faci cu păcatele copilului tău? Ce faci cu păcatele copilului tău? David n-a fost un tată perfect. N-a fost un rege perfect. Au trecut luni de zile și nu s-a mai rugat și a trebuit ca Dumnezeu să-l trimită pe Natan la el. Să-l cheme la pocăință. Și când Natan l-a confruntat, David a avut curajul să se pocăiască. Și a făcut-o în mod public. Nu i-a fost rușine să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, a visat să fie reprimit în slujba lui Dumnezeu. I-a cerut lui Dumnezeu să le reprimească în slujbă. Și a făcut asta în Psalmul 51. Și așa arată pe scurt Psalmul 51. În versetele 13 la 17, el spune, Stăpâne, deschide-mi buzele. De ce? Ca să fiu din nou în slujba ta, să le arăt și altora calea spre îndurarea ta. Atunci îi voi învăța căile tale pe cei ce încalcă legea. Păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, eliberează-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va aclama cu bucurie dreptatea ta. Stăpâne, deschide-mi buzele, iar gura mea va vesti lauda ta. Asta a fost dorința lui David, rugăciunea lui David. Dar Absalom l-a urmat pe David doar în păcat, nu și în pocăință. Nu i-a călcat pe urme în pocăință. Și cred că niciun părinte nu și-ar dori să fie în locul lui David. Să-i deschidă ușa spre păcat, să-i arate drumul și apoi să rămână neputincios ca un gardian la ușa închisorii păcatului. Să-și vadă fiul știind că este posibilitatea eliberării sau fiica, dar să nu-și dorească să iasă din închisoare. Să-l vadă degradându-se sub povara păcatului, refuzând să iasă de acolo. Niciun părinte nu cred că și-ar dori așa ceva. El să deschide ușa și să nu mai poată
închide pentru copilul lui. Durerea lui David nu-i doar despărțire, ci și vinovăție că el a deschis ușa și nu l-a mai putut aduce înapoi pe fiul lui. Autorul cărții 1 Samuel, 1 și 2 Samuel, ne descrie faptele, dar nu comentează relația lui David cu copiii lui. Nici Dumnezeu însuși nu o comentează în mod explicit, dar ne prezintă cum s-au întâmplat lucrurile. Și iată cum s-a întâmplat. Anii trec, 11 ani spunea, mai bine de 11 ani. Și David a risipit ocazie după ocazie ca să-și cheme fiul înapoi. A fost absent, pasiv, în viața copilului său. Și nu l-a chemat la pocăință. David a scris o mulțime de psalmi. Aproximativ jumătate din psalmi îi sunt atribuiți lui David. Dar nu știm dacă i-a cântat acasă, dacă s-a rugat cu copiii lui prin cuvintele acestor psalmi. Cerința Noului Testament nu e întâmplătoare, e spre binele nostru și al bisericii. Să-și conducă bine propria casă și să-și țină copiii în supunere cu toată demnitatea. Căci dacă cineva nu știe să-și conducă propria casă, cum? Cum se va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Și asta înseamnă că, în primul rând, copiii mei au nevoie de ascultarea mea de Dumnezeu. Au nevoie de pocăința mea. Au nevoie să le răspund cu demnitate în fața alegerilor lor, că sunt bune, că sunt rele. Să le răspund cu toată demnitatea în ascultare de Domnul. Și abia apoi, mai vedem dacă trebuie să-mi asculte sau nu predicile. Noi avem la dispoziție mult mai multe rugăciuni decât avea Absalom sau David. Spuneam, jumătate din psalmi a fost a lui. Dar și alții au scris psalmi. Noi avem 150 de rugăciuni în cartea psalmilor. Avem mai mult și responsabilitatea rămâne aceeași. Să citim Scriptura cu copiii noștri. Să ne rugăm împreună cu copiii noștri. Să ne închinăm împreună în casă. De ce? Pentru că dacă nu stăm împreună în fața cuvântului lui Dumnezeu, adevărului revelat de Dumnezeu, în ce se vor ancora convingerile lor? În altceva, nu în adevărul lui Dumnezeu. Pavel îi spune lui Timotei despre moștenirea bună pe care a avut-o acasă. Din copilărie ai cunoscut Sfintele Scripturi, care îți pot da înțelepciunea ce duce la mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Părinții sau mama i-a dat cunoașterea Sfintelor Scripturi. Și Duhul Sfânt poate da înțelepciunea care duce la mântuirea prin Iisus Hristos. O înțelepciune de care avem nevoie pentru toată viața. A fi părinte și a fi creștin nu sunt două lucruri diferite. Trebuie să se întâlnească. A fi părinte creștin înseamnă a-L urma pe Iisus și a ne învăța copiii să-L urmeze pe Iisus. Sănătatea spirituală a familiei este o alegere. Sănătatea noastră spirituală, personală, a familiei, a bisericii, e o alegere. Nu-i ceva frumos care pică din cer, la întâmplare, peste unii da, peste alții nu. E o alegere. Și părinții sunt primii care fac această alegere. Familia noastră să fie sănătoasă din punct de vedere spiritual. Și înseamnă să folosim ocaziile favorabile să-L onorăm pe Dumnezeu. Să-L implorăm să răscumpere falimentele noastre și să folosească pocăința noastră în viața copiilor noștri. Alternativa e pasivitate în relația cu copiii. Absență din viața copiilor noștri. Să facem mai mult loc pentru răzvrătire. Asta înseamnă absența. Asta înseamnă pasivitatea. Mai mult loc făcut pentru răzvrătire în inima copiilor noștri. David a rămas paralizat atunci când Amnon a păcătuit cu Tamar. Paralizat. Când au zis că Absalom l-a ucis, a încercat să vâneze și după aia s-a liniștit. A stat potolit
3 ani, până Ioab l-a chemat acasă. Și când l-a dus Ioab în aceeași cetate, a ratat încă 2 ani ca să-l cheme înapoi, să-l împace, să se împace cu el, să vorbească despre pocăință. Erau în aceeași cetate, tată și fiu, dar erau străini în aceeași cetate. Imaginați-vă cum ar fi stat lucrurile dacă s-ar fi întâlnit. Imaginea din dreapta, Gustav Dore, a ilustrat plânsul lui David din ziua mormântării lui Absalom. Dar imaginați-vă cum ar fi stat lucrurile dacă David ar fi profitat de anii pe care i-a mai avut după păcatul lui Absalom și l-ar fi luat la o discuție. S-ar fi dus pe acoperișul palatului și ar fi spus ce a făcut el pe acoperiș cu Batșeba. Și să-i spună: Absalom, știu ce ai făcut tu cu cele 10 țiitoare și eu am fost pe același acoperiș. Hai să spun ce a făcut Dumnezeu cu mine, când după luni de zile m-a căutat și m-a întâlnit prin profetul Natan, cum m-a confruntat și m-a pus în față cu păcatul meu și m-a chemat la pocăință. Și ăsta e tatăl meu, Absalom, ăsta e tatăl meu, ăsta e Dumnezeu. Poate că Absalom și-ar fi dorit să-l întâlnească pe Dumnezeul lui David, să-i spună și el tată lui Dumnezeu. Dar David a risipit acești ani și doar a plâns în ziua mormântării lui Absalom. Istoria ar fi fost alta. Istoria ar fi fost alta. Duminica trecută am vizitat biserica din Mănășturi. Este locul în care Dumnezeu m-a întâlnit pe mine în urmă cu 22 de ani. Și înainte să înceapă programul, m-am scut băiatul meu și i-am arătat: uite, ăsta e locul, în spatele ultimului rând. A stat o săptămână întreagă, aproape o săptămână întreagă, la o conferință de tineri, fără să-mi pese ce se întâmplă acolo. Gândurile mele erau în altă parte. Dar la sfârșitul săptămânii, în una din zile, Dumnezeu m-a vorbit și m-a atins. Și de atunci merg după El. Ăsta e locul în care am stat eu. Dumnezeu ne poate întâlni și copiii când nu le pasă de El. Când stai aici, dar gândul lor în altă parte. Dumnezeu îi caută pe ei așa cum ne-a căutat și pe noi. Poate că istoria ar fi fost alta dacă Absalom ar fi fost primit acasă, în loc să fie al nimănui în cetate, în străzile Ierusalimului, un străin în cetatea regelui. Ar fi fost alta dacă tatăl său l-ar fi primit acasă. N-ar fi adunat atâta ură, n-ar fi adunat atâta răutate, n-ar fi ajuns la crimă dacă tatălui s-ar fi pocăit și acasă și l-ar fi chemat și pe David, pe Absalom, să parcurgă același drum. Dacă împăcarea cu tatălui pământesc ar fi fost reală. Dar David a amânat să strige fiul. Ar fi putut să urce pe acoperișul casei și Absalom l-ar fi auzit dacă ar fi zis aceleași cuvinte de ziua mormântării, dacă le-ar fi zis mai devreme: Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, hai acasă. Degradarea lui Absalom a fost întreținută de pasivitatea lui David, alimentată de pasivitatea lui David, de absența lui David. Și gândiți-vă că David l-a văzut pe Saul degradându-se. A suferit în urma degradării lui Saul. Absalom era fiul lui David, dar a trăit ca fiul lui Saul. Și David n-a reacționat la această degradare. N-a reacționat. Nu vedem încercări concrete din partea lui David de a se împăca cu fiul lui, de a-l chema înapoi acasă, de a-l câștiga, de a câștiga inima. Și acest tipar, care doar ne este prezentat în cartea Samuel, primește cuvinte în cartea regilor. Adonia, fiul Haghitei, s-a mândrit zicând: eu voi deveni rege. Și-a pregătit un car, călăreți, 50 de bărbați care alergau înaintea lui și tatăl său, nu-l mustrase niciodată și nu-i zisese: de ce face astfel? De ce face astfel? S-a născut după Absalom și era de asemenea foarte frumos la chip. David a luptat într-o grămadă de războaie, dar sunt cel puțin 3 pe care le-a arătat. Războiul pentru inima lui Amnon, războiul pentru inima lui Absalom
Și războiul pentru inima lui Adonia, pentru băieții lui, le-a ratat. Nu s-a implicat. A fost absent de pe câmpul de luptă. Atât în relația cu Dumnezeu, relația de căsătorie, în relația părinți-copii. Este adevărat acest lucru. Dragostea înseamnă timp petrecut împreună. Nu bani, nu vorbe, nu dorințe bune, timp petrecut împreună. Dragostea înseamnă timp petrecut împreună. Și timpul trece pentru noi toți. Și pentru noi și pentru copiii noștri. Nimeni nu poate fi părintele copilului nostru în locul nostru dacă noi ratăm această onoare pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Nimeni nu poate deveni părintele în locul nostru, părintele acelor copii. Noi trebuie să alegem să petrecem timp cu copiii noștri, să le dăm atenția în timpul în care suntem în prezența lor. Chiar dacă această alegere e ciudată azi, pentru că astăzi suntem încurajați să luptăm fiecare pentru noi înșine. Nu-i suficient să spunem, bătălia pastorală misionară a bisericii noastre să fim și să facem ucenici asemenea lui. Nu-i suficient. Dacă nu este bătălia noastră a fiecăruia, a fiecărei familii. John Stott spune, predicuțele dau naștere la creștinuți. Părerile noastre la asta dau naștere, la creștinuți. Cuvântul lui Dumnezeu naște oameni din nou. Același lucru e valabil și în familie. Dacă ne creștem copiii după ideile noastre, după ideile altora, după părerile, după ultima carte citită, crezi mari, capătă în greutate, dar rămân fragili, poate înstrăinați, răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Ecranul, pentru majoritatea copiilor, să fie alternativă mai distractivă decât timpul părinte-copii. Mai distractivă. Pentru părinți, e o oază de liniște. Ce cu minte stă? În sfârșit îmi trag și eu sufletul. Merit să mă liniștesc și eu după o zi aglomerată. Dar ecranul va deveni și învățătorul preferat al copilului nostru. Și nu o să mai câștigăm acel rol. Odată ce abdicăm și dăm cu piciorul rolului pe care Dumnezeu ni l-a încredințat, foarte greu vom mai putea câștiga acel rol. Părinților, nu vă provocați copiii la mâniei, ci creșteți-i în disciplina și învățătura Domnului. Domnului. Și asta înseamnă să luptăm cu armele Domnului pentru inima copiilor noștri. Pentru că asta se pierde prima. Noi auzim cuvintele lor că se îndepărtează de calea Domnului. Vedem picioarele lor, mâinile lor, ochii lor că se îndepărtează de calea Domnului. Dar inima se îndepărtează prima. Și noi trebuie să luptăm pentru inima lor. Manfred Spitzer afirmă în concluzia cărții sale Demența digitală, cum ne tulbură mintea noile tehnologii. Că mediile digitale ne îngrașă, ne îndobitocesc, ne cresc agresivitatea, ne izolează, ne îmbolnăvesc și ne fac nefericiți. În cazul copiilor, limitați doza, căci este singura metodă ce poate avea efecte pozitive. Fiecare zi în care un copil nu a folosit medii digitale este o zi câștigată. Și nu știu să fiu un autor creștin. Vorbește din perspectivă științifică. E o măsură în care noi, părinții, suntem David. Atunci când abdicăm de la responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, când suntem absenți sau pasivi în relație cu copiii noștri, măsură în care noi suntem David, atunci când mergem prin această lume, prin această viață, purtându-ne consecințele alegerilor noastre, a păcatelor noastre. Și asta poate însemna o sănătate precară, o situație financiară împovărătoare, o imagine de sine deformată, o familie înstrăinată, dezbinată. Se pot fi consecințele păcatelor personale. Așa a fost în cazul lui David. Noi suntem Absalom. Atunci când ne răzvrătim împotriva Tatălui Ceresc, a Regelui pe care El ne-L trimite, împotriva lui Iisus Hristos. Și noi încercăm să fim regele. Noi vrem să facem regulile. Tot să facă cum spunem noi. Noi suntem David. Când de
când neglijăm responsabilitatea de părinți încredințată de Dumnezeu. Suntem pasivi, absenți din viața copiilor noștri. Dar vestea bună pe care ne-o spune Scriptura este că nu trebuie să sfârșim ca și ei sau cum s-a încheiat relația lor. Nu trebuie să sfârșim ca și ei. Pentru că Regele Sfânt a murit. David doar și-a dorit, dar nu era sfânt. Și n-a murit în locul lui Absalom. În schimb, Iisus a murit. Pavel ne spune în Romani, într-adevăr, cu greu ar muri cineva pentru un om drept. Deși poate, pentru un om drept, ar îndrăzni cineva să moară. Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos nu doar a spus, ci a murit, a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când am fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram dușmani, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dar nu numai atât. Cine și lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. Și asta e o veste bună pe care ne aduce Evanghelia. Nu ceda în fața gândului că e prea târziu. Dacă amândoi sunteți în viață, nu ceda în fața gândului că e prea târziu. Nu ceda. Dumnezeu poate folosi două lucruri pe care oricare dintre noi îi le poate pune la dispoziție dacă alegem. O viață pe care El s-o curețe, s-o răscumpere și rugăciunile noastre. Dumnezeu poate folosi aceste două lucruri pe care toți îi le putem da. Înainte să fie fiii risipitori ai familiilor noastre, bisericii noastre, sunt ai lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut cel mai mult pentru ei. Dumnezeu a lucrat pentru mântuirea lor și ne cheamă să luptăm de partea Lui, cu armele Lui. Iată ce spune Pavel în 1 Timotei 2. Vă îndemn, deci, înainte de toate, să înălțați rugăciuni. Rugăciuni, mijlociri, cereri și mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în autoritate, ca să puteți duce o viață. Rugăciuni și viață. O viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. Acest lucru este bun și bine primit de către Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. În 2 martie urmează să avem un botez. Pentru cine te vei ruga pe nume zilnic să devină ucenicul lui Iisus? Pentru cine te vei ruga să devină ucenicul lui Iisus? Ce ar trebui să înnoiască Dumnezeu în viața ta ca să fie un instrument folositor în împărăția Lui? Pentru mântuirea, pentru câștigarea altora. Vreau să vă invit, așa cum stăm, să ne rugăm în tăcere, având în vedere aceste două lucruri. Ce ar trebui să înnoiască Dumnezeu în viața mea ca să fie o armă folositoare în împărăția Lui? Și cine sunt oamenii din familia mea sau dintre cunoscuții mei, prietenii mei, pentru a căror mântuire vreau să mijlocesc înaintea Domnului? În fiecare zi. Haideți să ne rugăm așa cum stăm.